Bună, sunt Luiza și sunt încântată să ne reîntâlnim cu scopul de a elimina încă o greșeală gramaticală pe care, din păcate, o comitem într-un număr îngrijorător de mare, și anume, care sau pe care, cum e corect? Pentru a răspunde la această întrebare, avem nevoie de un anumit context. Un lucru este cert, omiterea prepoziției pe, în cazul acuzativ al pronumelui care, reprezintă una dintre cele mai frecvente greșeli gramaticale. Tocmai de aceea, astăzi stabilim regula. Prepoziția pe, plasată înaintea lui care, indică acuzativul. Așadar, dacă răspunde la întrebările pe cine, ce, trebuie folosit numai decât pe. Scrisoarea de dor pe care ai scris-o m-a emoționat. Ce ai scris? Scrisoarea. Dacă însă pronumele este la cazul nominativ, subiect, așadar, răspunde la întrebarea cine. În acest caz, eliminăm prepoziția pe. Scrisoarea care a ajuns la adresa asociației m-a emoționat. Cine a ajuns? Scrisoarea. Atenție! În unele cazuri, scrierea sau omiterea lui pe nu doar că reprezintă o greșeală gramaticală, ci poate schimba complet sensul unei fraze. De exemplu, instructorul mi l-a prezentat astăzi pe dansatorul pe care îl consideră cel mai talentat. Sau, instructorul mi l-a prezentat astăzi pe dansatorul care îl consideră cel mai talentat. După o astfel de exprimare, desigur, nu se mai înțelege cine este cel mai talentat, instructorul sau elevul său. Oricum ar fi, regula este simplă și cu un sentiment de ușurare, eu mă despar de voi doar până data viitoare.